Au băut și s-au întrecut cu moartea doi tineri. Unul fiu de afacerist, celălalt cu tată primar, sunt acum în comă după ce mașina lor s-a făcut bucăți. Au zburat pe o stradă din Bârlad într-o cursă cu alți prieteni și nimic nu i-a mai salvat de impactul nimicitor. Șoferul, al cărui bolid s-a dezintegrat pe șosea, abia împlinise 18 ani. Cursa a fost filmată de camerele de supraveghere. Vă avertizăm, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Ora 3 dimineața, câteva secunde înainte de accident, două mașini puternice cu doi șoferi care se visează piloți se întrec pe o stradă din Bârlad. Incomodați de o dubă parcată și de mașinile din față pe o șosea udă, se tatonează la 150 de km pe oră. BMW-ul se transformă într-o ghiulea cu doi pasageri și explodează la impact. Smulge din rădăcini un stâlp, un semafor și un copac și se dezmembrează în zeci de bucăți. Șoferul care a câștigat liniuța oprește, coboară și aleargă să-și vadă concurenții, doi băieți, întinși pe șosea. Vorbește la telefon, sare în sus de spaimă și lovește o tablă desprinsă din mașina făcută praf. În câteva minute apar polițiștii și medicii. Tinerii sunt duși spre spital. Încă respiră. În urma lor rămânea imaginea unui accident distrugător. Este mirare că încă mai trăiesc acești pacienți. Cel mai grav a fost rănit șoferul. Abia împlinise 18 ani în vară. A primit în cadou de la părinți o mașină cu mulți cai putere. Înainte de accident, băuse la o petrecere. Din teribilism, încurajat de alcool, nu și-a mai dat seama ce face când a apăsat accelerația. Au fost recoltate probe biologice, iar rezultatul acestora a fost de 0,95 gram pe litru alcool în sânge. Chiar dacă își va reveni din comă, nu va mai putea merge vreodată. Copilotul lui, cu 2 ani mai mare, este fiul unui primar din Vaslui. Amândoi au fost transferați la Iași. Au pornit în altă cursă. Acum luptă să rămână în viață.